Urmează știri din viitor cu Mirel Bran despre viitorul tău. Bine vă regăsim la o nouă ediție a știrilor din viitor. În câteva minute veți afla ce au făcut alții în ani de zile. Viitorul nu este viața ta de mâine, este ceea ce faci acum cu gândul la viața ta de mâine. Haideți să vedem ce fac oamenii care vin din viitor. Tehnologia este un limbaj. Limba pe care o vorbești este tot un limbaj. Te folosești de cuvinte ca să îi spui celuilalt povestea ta. Și matematica este un limbaj. Nu folosește cuvinte, ci simboluri, numere și figuri geometrice. Dar tot limbaj este și folosește la același lucru ca și limba. Ne spune o poveste. Fizica face la fel și la fel face și chimia, biologia, psihologia, sociologia, filozofia. Toate științele sunt un limbaj prin care spunem o poveste despre noi și despre lumea noastră. Ele diferă doar prin alfabetul pe care îl folosesc. Dacă am fi singuri pe lume, poveștile noastre nu ar avea nicio noimă, pentru că nu am avea cui să le povestim. În absența celuilalt, povestea noastră tace, rămâne pe vecie închisă în tăcerea din noi. Viața este relație și fără relații am fi morți. Amintiți-vă de Robinson Crusoe, care trebuie să supraviețuiască singur pe insula pe care eșuase. Ca să își poată ține mințile acasă, vorbea cu pomii, cu plantele și legumele din grădina lui. Tăcerea surzitoare a insulei pe care era izolat l-ar fi dezumanizat. Dacă nu putea avea o relație cu cineva, și-o putea cel puțin închipui vorbind cu ce găsea la îndemână. Cuvântul ne leagă de celălalt și ne descoperă prin relația cu el sau cu ea cine suntem noi cu adevărat. La nivel colectiv, cuvântul se manifestă prin politică. Cineva se angajează prin cuvânt să facă ceva și tu îi delegi puterea de a te reprezenta prin vot. Politica este și o poveste cu multe reușite și poate și mai multe dezamăgiri. Când un om politic se angajează să facă ceva și nu o face, el și-a trădat alegătorul și nu mai are nicio legitimitate. Politica este și o poveste în care se manifestă ființa noastră socială. Ce legătură are politica cu tehnologia? Păi are. În secolul 21, tehnologia este cea mai de succes poveste. Pentru o țară ca România poate fi declicul pentru o adevărată renaștere economică. Vă amintiți acel moment din 1976 când Nadia Comăneci rupea tabloul cu note de 10 la Montreal? Era pentru prima dată în istoria gimnasticii mondiale. O româncă reușise imposibilul. După Nadia, alte generații de gimnaste românce au ținut România pe primele locuri în campionatele mondiale. De ce? Pentru că reușita Nadiei a fost declicul care le-a făcut și pe alte fete să spună, dacă ea a putut, pot și eu. Totul începe cu o poveste în care crezi. Același fenomen se produce acum și în tenis. De când Simona Halep ne-a arătat că o româncă poate ajunge pe primul loc din lume, alte fete s-au apucat de tenis cu credința că vor izbuti și vor face performanță. De ce? Pentru că au o poveste în care să creadă. României îi trebuie acum o Nadia Comăneci și o Simona Halep pe terenul tehnologiei. Și exemplul există. Avem povești precum compania UiPath, pornită din România și ajunsă numărul 1 mondial în RPA. Robotic Process Automation, adică automatizarea de procese robotizate. Și mai avem o poveste la fel de frumoasă pe terenul tehnologic, Bitdefender. Noile tehnologii sunt o șansă uriașă pentru ca România să facă un salt economic semnificativ și rapid. Putem să ștergem distanța care ne separă economic de Europa de Vest destul de repede dacă știm să facem din tehnologie povestea pe care a făcut-o Nadia Comăneci în gimnastică și Simona Halep în tenis. Eu visez la o campanie electorală în care tehnologia să devină temă de dezbatere pe scena politică. Ne-am plictisit cu toții de discuții sterile pe teme la fel de sterile, de văicăreală că nimic nu merge, de analiști care bat câmpii pe la televizor și de oameni politici besmetici și unii de-a dreptul analfabeți. Aș vrea să văd măcar câțiva care au înțeles șansa pe care tehnologiile viitorului le oferă azi României. Măcar să vorbească despre ele.
Dacă vrei să auzi ceva nou și să respiri un aer mai oxigenat, ascultă această emisiune. Știri din viitor este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. Vă anunț de pe acum că voi lansa la Târgul de Carte Gaudeamus din această toamnă cartea Eu vin din viitor, o carte extrem de simplă despre lucruri extrem de complexe. Tehnologie, mitologie, știință și spiritualitate, o poveste despre om, despre tine, cum nu ai mai auzit până acum. În ce privește tehnologia și politica, puteți afla mai multe la emisiunea Noi venim din viitor, în fiecare vineri la RFI, de la 5:30 la 6. Astăzi îl avem cu noi pe Cristian Pârvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, SNSPA. L-ați auzit cu siguranță vorbind despre politică, dar acum veți avea ocazia să auziți ce gândește despre politică și tehnologie. Aveți și o reluare a acestui interviu mâine, sâmbătă, după jurnalul de știri de la ora 11, iar emisiunea se va găsi și pe pagina de internet a RFI România sub titlul Noi venim din viitor. O găsiți de asemenea în podcast și vă puteți abona la canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran, unde puteți accesa toate emisiunile mele. Și acum, pentru că tot venim din viitor, câteva știri despre lumea de mâine care îți modelează viața de azi, pe scurt și pe înțelesul tuturor. Ați auzit de compania Braintronics? Nu, nu este din America. Se află la Cluj și se pregătește să investească 5 milioane de euro într-o fabrică de roboți. Proiectul va fi construit în parcul industrial Eurobusiness 2 din Oradea și va produce roboți industriali buni la toate. Echipa Braintronics a adunat în jurul ei experți internaționali de robotică, computer vision și logistică. O bună parte din ei sunt de origine română, tineri care și-au luat lumea în cap, au plecat departe de casă și și-au construit cariere profesionale în cele patru colțuri ale lumii. Acum se întorc în România și vor să aibă un cuvânt de spus pe harta roboticii internaționale. Proiectul este susținut de International Technology Solutions, firmă de investiții a antreprenorului Adrian Diaconu și de milionarul George Haber, un antreprenor din Oradea stabilit în Silicon Valley. Acești tineri valorează pentru România mai mult decât toată clasa politică adunată la un loc. Avem în acest an două rânduri de alegeri, locale și legislative. Vă dau un sfat, votați pe cei tineri care vorbesc despre viitor și lăsați-i pe ceilalți în trecutul în care vor să ne țină pe toți. Să stea ei acolo. România tinerilor informaticieni e mai puternică decât România lor. Extratereștri. Există? Nu există? Vin de departe? Sunt printre noi? Sau ne vânează? Toate scenariile posibile și imposibile au fost probabil deja imaginate. Avem sute de mii de cărți, filme, site-uri, care mai de care mai zăbăuce, care ne spun povești cu extratereștri. Credeam că s-au spus toate, dar am dat de un profesor american de antropologie biologică de la Universitatea Tehnologică Montana, Michael Masters, care are o idee originală. Omul ăsta ne spune că extraterestrii suntem de fapt noi care venim din viitor. A publicat recent o carte foarte interesantă, Identifying Flying Objects, adică obiecte zburătoare identificate, OZI în loc de OZN. Teoria lui Michael Masters ne spune că extraterestrii suntem noi care venim din viitor ca să ne studiem pe noi într-o epocă mult îndepărtată. Gândiți-vă că trăiți în anul 4255 și că dispuneți de o mașină a timpului. Nu v-ar tenta să vedeți ce face specia umană în 2020 sau 2020, cum zicea unii? Nu vă grăbiți să puneți o etichetă. Michael Masters nu e un zăpăcit care visează la farfurii zburătoare, este un om de știință binecotat care dispune de o înțelegere aprofundată a științei. Ce l-a mânat în a formula o teorie atât de exotică? Citiți-i cartea, e un adevărat spectacol al unei minți foarte ascuțite. Dar până ajungeți în anul 4255, vă invit să ne auzim în fiecare vineri la emisiunea Știri din viitor, pe care o puteți asculta după jurnalul de la ora 1. O puteți auzi de asemenea în podcast sau pe canalul de YouTube Eu vin din viitor, Mirel Bran. Și stați liniștiți, eu chiar vin din viitor și pot să vă spun că totul e ok.
Ați ascultat știrile din viitor. Cu Mirel Bran despre viitorul tău. Rubrică oferită de BRD, Grup Societe Generală.